ziua tuturor! Mă bucur să ne vedem în acest format. Astăzi discutăm despre proiectul Mara Strategy, pe care nu știu câți dintre dumneavoastră îl cunoașteți. Însă este un proiect important pentru Consiliul Județean Maramureș, pentru că ne dă posibilitatea să punem la punct câteva documente strategice pe termen lung pentru județul Maramureș. Ori acesta este un obiectiv foarte important pentru noi. Pe lângă proiectele pe care lucrăm încă de la începutul acestui mandat și care au un rol extrem de important în dezvoltarea județului Maramureș, e important să consolidăm o viziune și documente strategice pe termen lung care să dea direcția județului Maramureș pentru dezvoltare, pentru dezvoltarea serviciilor publice, pentru strategia investițională în județul Maramureș și nu numai. De aceea cred că acest proiect, așa cum este el și cu suplimentările de sume pe care le-am făcut de-a lungul acestui an și jumătate, cred că au un rol foarte, foarte important pentru județul Maramureș. Fie că vorbim de planul de amenajare a teritoriului din județul Maramureș, fie că vorbim de strategia turistică a județului Maramureș pentru dezvoltarea turismului în județul Maramureș sau de planul investițional, toate sunt documente extrem de importante pentru ceea ce vom face în următoarea perioadă și care vor sta la baza altor proiecte frumoase pe care le vom face în județul Maramureș și, sigur, vor fi documente programatice pe termen mediu și lung. De aceea eu vreau să mulțumesc echipei de proiect și tuturor celor care s-au implicat și se implică în acest proiect, pentru că pentru o construcție sănătoasă pe termen lung avem nevoie de astfel de documente programatice care să vină în sprijinul echipelor din cadrul Consiliului Județean, dar și în sprijinul mediului de afaceri și a cetățenilor din județul Maramureș. De urmare, vă mulțumesc încă o dată tuturor celor care v-ați implicat. Aștept cu nerăbdare ca aceste documente să fie finalizate într-o formă cât mai utilă pentru județul Maramureș. Formele pe care eu le-am văzut până în acest moment nu m-au mulțumit în totalitate și tocmai din acest motiv am cerut prestatorilor de servicii în cazul nostru o atenție mult mai mare asupra acestor documente, pentru că, repet, mă bazez că ele vor fi fundamentul pentru județul Maramureș, pentru dezvoltarea județului Maramureș în următorii ani de zile. De aceea, încă o dată o spun și aici, este important ca cei care au contractat serviciile pe care noi le-am scos la licitație pe strategiile din Mara Strategy să fie extrem de atenți și să-și folosească toate resursele pentru ca aceste documente să fie într-o formă cât mai utilă pe termen lung pentru județul Maramureș. În caz contrar, nu vor fi recepționate. Deci, chiar dacă vorbim de un proiect european sau din fonduri publice ale județului Maramureș, indiferent de sursa de finanțare, important este ca în final rezultatul să fie unul palpabil și să
beneficiem de un suport real în aceste strategii pe termen mediu și lung pentru și în beneficiu județului Maramureș. Bună ziua tuturor! Mulțumim frumos pentru participare. Prezentarea o să fie foarte succintă vis-a-vis de acest proiect. Proiectul a fost depus pe Programul Operațional de Creștere a Capacității Administrative. Este un program operațional pe care noi, Consiliul, îl exploatăm în folosul comunității județului Maramureș. Prin urmare, acest proiect are o valoare totală de 4.885.779 de lei. Se derulează pe o perioadă de 42 de luni, iar finanțarea este asigurată prin Programul Operațional Capacitate Administrativă cu Autoritate de Management, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației. Cele patru obiective specifice ale proiectului sunt cunoscute de către dumneavoastră și se regăsesc și în comunicările noastre, atât cele online, cât și celelalte. Elaborarea documentelor programatice strategice pe perioada următoare a județului Maramureș, planuri și strategii sectoriale, pornind de la actualizarea documentelor de planificare, și aici au fost nominalizat îndeosebi, poate ca și dimensiune, cel mai important, planul de amenajare teritoriului județului Maramureș, care este un document cadru foarte bine legiferat. Profit să-l nominalizez aici domnul arhitect șef alături de noi în această echipă. Apoi, două strategii extrem de importante pentru județul nostru pe sectoare, pe care până la acest moment nu am reușit să le aducem într-o zonă de a le individualiza. Strategia investițională a județului Maramureș, precum și strategia de dezvoltare a turismului în județul Maramureș. Și o componentă puțin mai micuță, dar extrem de importantă, planul strategic instituțional al Autorității Publice Locale județul Maramureș. Realizarea unui sistem informatic de gestiune a arhivelor proprii, digitalizarea proceselor și fluxurilor de documente, inclusiv retroarhivarea documentelor din Arhiva Consiliului Județean Maramureș a fost un alt obiectiv al proiectului. Realizarea unui sistem informatic de tip portal informatic, care asigură interfața online pentru cetățeni, cu scopul reducerii birocrației și pentru furnizarea de informare, asistență, inclusiv sistem informatic de gestiune a informațiilor geospațiale, este un obiectiv mai vechi care în sfârșit s-a concretizat la nivelul autorității noastre și oarecum accidental sau nu s-a suprapus cu această perioadă de pandemie care oricum ne obliga la realizarea unor astfel măsuri. Prin urmare, eram deja pregătiți pentru acest moment. Și de asemenea, deloc de neglijat, pentru că creșterea capacității administrative înseamnă și creșterea abilității și competențelor personalului, instruirea personalului propriu a autorității publice locale și dezvoltarea de relații mai bune cu autoritățile publice locale din județul Maramureș, în speță cele 7-6 de OAT-uri, dar nu numai, profit să nominalizez aici și de concentrate și alte instituții în care suntem în relație pentru realizarea actului administrativ. În mare, acestea sunt obiectivele specifice ale proiectului. Dacă sunt întrebări punctuale, echipa de proiect alături de noi astăzi aici în sală poate să răspundă la ele prin manager de proiect sau responsabil pe fiecare dimensiune din proiect, financiară, economică sau juridică, de comunicare. Noi suntem la dispoziția dumneavoastră în continuare și vrem ca acest proiect să reușim să-l implementăm cu succes și să-l continuăm, de ce nu, prin alte proiecte. Mulțumesc! Trecem mai departe. FIDA Solutions este reprezentată astăzi aici de domnul director Iulian Furnea, care ne va prezenta strategia investițională a județului Maramureș, un document aflat în plină elaborare și pe care sperăm să-l avem cât mai curând gata. Mă bucur să fiu aici. Misiunea noastră a fost grea și din temă și din contextul care s-a modificat în ultimul an extraordinar. Suntem la capătul a doi ani de pandemie și pe când credeam că totul se termină și ne revenim la o normalitate, știm cu toții contextul în care suntem acum. Contextul e cu atât mai important cu cât județul Maramureș este un vecin direct al zonei de conflict. Vorbim despre strategia investițională a județului și obiectivul general al acestei strategii trebuie să fie setarea cadrului general pentru investițiile curente și mai ales viitoare, identificarea avantajelor competitive ale județului
în raport cu județele învecinate și, de ce nu, cu regiunile adiacente țării noastre. Și asumarea unor măsuri, direcții, în vederea creșterii numărului de investitori, de a valorii investițiilor și, evident, a numărului de locuri de muncă. Propunem construcția strategiei investiționale în jurul unei viziuni strategice, cu monitorizarea și mijlocirea unui instrument și prin implementarea unor proiecte, acțiuni concrete care să se bazeze sau care să se grupeze pe 5 piloni, direcții de acțiune. Viziunea strategică o vom anunța la finalizarea acestui document cu cifre și titlul exact, dar ea va propune formularea unui slogan care să aibă puterea și energia de a deveni un brand de județ și care să coalizeze, să genereze un flux de idei, de proiecte, de acțiuni concrete, atât din perspectiva instituțiilor publice, cât foarte important din perspectiva companiilor private ale județului. Ce presupune viziunea strategică? Pe de o parte, repet, ca proiectele viitoare ale Consiliului Județean să se realizeze total și foarte aproape de împlinirea ei. Pe de altă parte, prin transpunerea acestei viziuni strategice în planul și în strategia de investiții, Consiliul Județean își va asuma un rol activ de monitorizare, formare, creare a unui cadru pentru a include dinamic și continuu companiile private ale județului care vor decide voluntar să se alieze viziunii. Viziunea atinge și va atinge elemente critice ale vremurilor pe care le trăim. Evident, energie, sustenabilitate, mediu, toate astea împachetate într-un avânt investițional, sperăm noi, canalizat către oamenii și companiile și instituțiile județului. Instrumentul prin care această monitorizare a viziunii strategice se poate întâmpla și creșterea numărului de investitori și a investițiilor directe se poate transpune în realitate, îl propunem a fi un departament nou creat la nivelul județului, Consiliului Județean Maramureș, un departament specializat pe investiții care să aibă exact aceste roluri de a identifica, atrage, negocia, discuta, căuta investitori și investiții, de a participa la târguri de profil, de a fura best practice-urile celor mai avansați și mai invest și a le aduce și a le transpune aici. De concretizarea acestor bune practici în proiecte viabile pe specificul județului și nu în ultimul rând, de creare și monitorizare a progresului în implementarea și atingerea obiectivelor viziunii strategice. Spuneam că construim planul investițional pe viziune, pe instrument și pe direcții. Am făcut analize intensive în lunile anterioare punctului în care suntem, pornind de la domnul președinte al județului, al Consiliului Județean Maramureș, echipa dânsului tehnică, discutând cu primarii OAT-urilor județului și cu actorii relevanți dintre companiile private, în întâlniri unul la unul, în întâlniri publice, în cadrul unor chestionare, răspunsuri și revenire asupra propunerilor. Și
am identificat cei 5 piloni direcții de acțiune pe care ar trebui să meargă și să se construiască planul investițional. Cu toți respondenții, și publici și privați, toți au agreat ca principal pilon creșterea mobilității și modernizarea infrastructurii. Aici nu zicem lucruri noi. Consiliul Județean Maramureș face deja pași uriași în acest domeniu. Există o serie importantă de proiecte în diverse stadii de implementare. Noi nu facem aici o reinventare a roții, ci doar o transpunere a importanței acestui pilon și o aliniere a proiectelor actuale și viitoare în jurul acestei mobilități și infrastructură. Al doilea pilon important pe care l-am identificat împreună cu partenerii noștri, protejarea mediului și crearea condițiilor de dezvoltare durabilă a comunităților. Evident că vorbim aici de un management eficient al deșeurilor, evident că vorbim de un management al apei, evident că vorbim de un management al energiei și asta se poate face prin toate proiectele pe care le vom transpune într-un plan de acțiuni, parte din strategie. Foarte important, pilonul 3, atragerea investițiilor mari, industriale, competitive, la nivelul județului, prin crearea parcurilor industriale și prin crearea unui cadru, și aici va fi o directă conexiune cu viziunea strategică de care vă spuneam înainte, de investiții în zona energie, infrastructură în general, infrastructură nu de mobilitate de data aceasta, ci infrastructură broadband, cloud și foarte important energie, cu cap de listă parcurile industriale. Pilonul 4, evident, turismul. E pe 4 la noi doar din perspectiva faptului că există un document întreg care se va concentra pe strategia dezvoltării turismului în Maramureș. Și pe 5, deși în cadrul chestionarului cu mediul de afaceri a reieșit întotdeauna pe locul 1 și 2 ca importanță din toate punctele de vedere și ca nevoi și ca investiții planificate și ca motive de încredere în capacitățile județului, IT-ul și digitalizarea intensivă a tuturor. Nu doar a administrației publice, sigur că aici vorbim despre administrație publică, dar digitalizare și extinderea capacităților de a servi populația dinamic, online, în securitate, cu securitate și cu dinamism. Consiliul Județean are deja pași făcuți, chiar parte din acest proiect, sistemul geospațial și sistemul de arhivare a documentelor. Există proiect demarat deja la nivelul Consiliului Județean de crearea unui cloud guvernamental, nu guvernamental, județean. Și sigur că prin acest pilon, digitalizare, se vor realiza conexiuni între populație, mediul de afaceri și administrația publică. Proiectul nostru și lucrarea noastră este în fază de evaluare și corectare în urma feedback-ului venit. Sperăm să finalizăm repede și bine. Vorbind despre planul de amenajare a teritoriului județean, cu care suntem la început de drum, ca unul din principalele documente programatice la nivel de județ, care stabilește direcțiile principale de dezvoltare ale județului pe următorii 10 ani. Vreau să subliniez că pe lângă partea de
program care reglementează, ca și celelalte strategii de care s-a vorbit aici, în plus planul de amenajare a teritoriului județean, transpune la nivel spațial prin reprezentări grafice, în hărți, tot ceea ce înseamnă situația existentă și propusă la nivel de județ, pornind de la analize pe mai multe domenii, începând de la populație, localități, sectoare economice, mediu, patrimoniu cultural, patrimoniu natural, toate acestea sunt analizate și se trasează principalele direcții și previziuni pe următorii 10 ani și se transpun în direcțiile de dezvoltare ale județului. Acest plan este subordonat față de documentații de rang superior, Planul de Amenajare Național, și devine obligatoriu pentru documentațiile de nivel inferior. În general, ce ne afectează pe noi cel mai mult sunt planurile urbanistice generale ale localităților. Deci tendințele care, sau direcțiile de dezvoltare pe care le impune planul de amenajare a teritoriului județean, trebuie preluate obligatoriu mai departe în documentațiile care se elaborează la nivel de UAT-uri din județ. Atinge practic toate domeniile de interes de la nivel județean, așa cum am zis, începând de la calitatea vieții oamenilor și impune condiții de locuire și îmbunătățirea acestora, dezvoltare economică și problematica de protecție a mediului, problematica de protejare a patrimoniului natural, precum și a patrimoniului construit. În toate aceste procese, planuri și strategii despre care vorbim astăzi, un element foarte important pe care vreau să pun accentul este componenta societății civile. De ună zi auzeam la radio oameni care se plâng că autoritățile publice nu se implică în elaborarea de strategii care să contribuie la dezvoltarea localităților, comunităților, dar vin și completez aici că și reversul este la fel de valabil. Avem nevoie pentru a face un document programatic foarte bun, avem nevoie de opiniile oamenilor care să vină cu experiența lor din viața de zi cu zi pe care noi să o transpunem în ceea ce se dorește a fi mai departe. Avem nevoie de un partener de discuție în societatea civilă și, când zic societatea civilă, de la cetățeni până la instituții publice, organizații non-guvernamentale, care să își exprime punctul de vedere pe ceea ce înseamnă elaborarea acestui plan urbanistic, plan de amenajare a teritoriului județean. Având în vedere că Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj este elaboratorul anteriorului plan de amenajare a teritoriului județean, avem încredere în ei, știm munca pe care au depus-o anterior și în virtutea bunei colaborări pe care am avut-o și în mai multe lucrări pe care le-am avut cu anii anteriori și, bineînțeles, și cu Aedilis-ul, care lucrează foarte mult pe zona județului Maramureș și are experiență în ce înseamnă dezvoltarea comunităților locale. Așteptăm la o bună colaborare, să ne unim eforturile să iasă o documentație cât mai bună, dar împreună cu cetățenii și cu organizațiile care trebuie să ne ofere un feedback la ceea ce noi facem. Vom da cuvântul și domnului Paul Habina, consilier personal al președintelui Consiliului Județean Maramureș, domnul Ionel Bogdan. Bună ziua, vă mulțumim pentru prezență și pentru prezentare. Colaborarea noastră de-abia a început. Am avut câteva prime întâlniri cu cei de la Civita.
Li s-a transmis ideea pe care ne-o dorim de la acest document. Vrem un document cu date reale, un document care să ne ajute în planificarea strategică turistică pentru următorii ani. Noi vă vom sprijini cu datele pe care le avem, dar bineînțeles toate studiile pe care le veți face și vizitele în teritoriu trebuie să reflecte realitatea la care ne aflăm în acest moment. Mai departe, nu am ce să zic decât că vă așteptăm din nou în Maramureș, așa cum ne-am înțeles, pentru a începe lucruri împreună. A tuturor, mulțumesc pentru prilejul de a vorbi încă o dată despre niște probleme importante, respectiv teme obligatoriu de respectat, dar pe care de multe ori le trecem cu mult prea multă, trecem peste ele cu mult prea multă ușurință. Dar iată că partea de dezvoltare durabilă vine din urmă, vine peste noi și ne-a dat foarte mult de gândit. Numai un pic a crescut partea de cost al energiei și brusc a devenit foarte interesant domeniul de energie regenerabile. Când o să constatăm valoarea deșeurilor, vom avea un nou input, cum să zice, un picior depus mai repede înainte decât ne-am închipuit. Și, de fapt, astea sunt corelate cu toate documentele strategice pe care le elaborăm. Nu poate fi niciun document strategic elaborat în afara respectării acestor principii orizontale. Avem două pe temele obligatoriu, nici programele de finanțare nu ne lasă dacă nu tratăm în fiecare eveniment cele două elemente, dezvoltarea durabilă, egalitatea de șanse. Și eu personal am constatat că ele chiar sunt foarte importante. Avem o serie de obiective europene, doar 17 la număr, obligatori. Ele au fost preluate și în PNRR, ele sunt în toate programele operaționale, ele sunt în viața noastră de zi cu zi. Nu avem decât să trăim cu dorința de a avea o țară mai verde, mai economică, mai bine, hai să zicem, un deziderat vechi se numește independență energetică. Nu poate să fie decât în zona energiilor verzi regenerabile. Nu știu despre nuclear dacă până la urmă va fi acceptată ca energie verde sau nu, dar cele care vin din surse geotermale, geotermice, nu numai termale, din zona foto, din zona vânt, dar nu putem uita deșeurile care pot să fie introduse în elemente de cogenerare a energiei. Sunt orașe, echipa proiectului Marea Strategie a început activitatea cu o vizită de lucru să vedem cum elaborează strategii o municipalitate echivalentă din zona unui stat european care stă mai bine ca noi. Am ajuns la Barcelona. Ei importă deșeuri pentru a fi utilizate în sistemele de cogenerare. Toate acestea conduc la reducerea impactului negativ al operațiunilor economice. Veți constata o directivă, un regulament delegat care se aplică în România. Lumea e un pic disperată, credeți-mă, urmăresc cu multă atenție implementarea acestui regulament delegat. Fiecare proiect va trebui să trateze, fiecare proiect al unei entități economice care dorește bani europeni, va trebui să trateze foarte clar dacă activitatea pe care o propune, să o dezvolte,
este sau nu este cu impact de mediu. Trebuie să aibă impact favorabil. Dincolo de ce aviz dă Agenția de Protecție a Mediului, noi avem un cadru mult mai larg. Acest regulament delegat. Ce este dezvoltarea durabilă? Este o reprezentare a loialității față de viitor. Noi trebuie să avem grijă și de generațiile viitoare. Aceasta este, pe scurt, povestea. Vă dați seama că nu vom rata nicio ocazie de a trata dimensiunea ecologică a strategiilor, a planurilor, a documentelor, atât în zona de amenajare a teritoriului, cât și a industriei verzi, care este turismul, dar și a proiectelor din lista de investiții propuse la nivelul județului Maramureș.